Ortodoxii de rit vechi din România s-au bucurat și ei de învierea Mântuitorului în același timp cu ceilalți ortodoxi, deși calendarul starover are decalate cu 13 zile sărbătorile religioase. În fiecare an se întâmplă la fel, întrucât învierea și Paștele sunt tot în prima duminică cu lună plină, după echinoxul de primăvară. Colegii mei, Ana Preda și Cristian Glodeală, au poposit în comunitatea de ruși staroveri din satul Lipoveni, județul Suceava. Vom vedea nu doar ce îi leagă pe ortodoxii de rit vechi de ceilalți ortodoxi, ci și dacă există elemente specifice care amintesc de motivul așezării lor în principatele române, acum 300 de ani. Este vorba despre pravilele bisericești moștenite de ruși la prima lor creștinare, înainte de reformele patriarhului Nicon, cel care avea să ducă la schisma religioasă din Imperiul Țarist în anii 1666-1667, prin încercarea de a reforma ortodoxia rusă. Nu mai merg așa la biserică, cum mai înainte mergeam. Dacă nu mergeam la Bicernea, n-aveam ce căuta acasă. Ce-am promis să dau la cineva sau la biserică, am făcut, am dat. Nu îmi pare rău de nimic. Trăiesc bine acum, am copii buni, mă ajută, au grijă de mine, eu de ei și ei de mine. Mulțumesc lui Dumnezeu. Девятьдесят два года праотцы, когда пришли с Красного Яра с России, где там был приказ, чтоб не носили одежду эту старого обряду, значит, рубашка, пояс, чтоб были на немецком. Они были дякор, борода, чтоб была, борода, они были дякор, где отошли с Красного Яра, фамилия наша Романы, больше эти были Романы, Кондурович, Малыши. Начали построили эту Багаровку, построили эту церковь, начали тут оселиться. Satul Lipoveni, cunoscut drept Sacalință după denumirea veche, ca multe alte sate din România, se umple de viață la principalele sărbători creștine. Nu a făcut excepție nici acest an de Paște. Staroverii sau rușii de rit vechi, cum mai sunt cunoscuți, au fost prigoniți din Imperiul Țarist când și-au apărat credința moștenită ca la cea dintâi creștinare, în fața reformelor cerute de Patriarhul Nicon, iar acum încă îi mai poți găsi uniți în jurul bisericii, locul în care își regăsesc mereu originile, chiar dacă nu au rămas nealterate de-a lungul timpului. Sărbătorile religioase ortodoxe la staroveri sunt decalate cu 13 zile după calendarul iulian, dar în fiecare an, învierea Mântuitorului este prilej de bucurie pentru staroveri în același timp cu ceilalți ortodoxi, pentru că Paștele este stabilit să fie sărbătorit în prima duminică cu lună plină, după echinoxul de primăvară. Pregătirea sufletească și trupească acestei mari întâlniri a rușilor de rit vechi se face încă din postul mare și se termină în ajunul Paștelui, odată cu învierea. Imediat după ce s-a luat lumină, în conjurul bisericii se face de trei ori, în sensul rotirii acelor de ceasornic. Malele s-au cer cu fădini, strașnaia nedelea, nu zi mai, strașnaia nedelea, mergeau, se tiha bălă, viară, значит, крепко держали те старые. Мы уже мы покидали, мы держим трохи. Эти постеры летим. Эти мама меня оценут, и я. Все. И грев, когда начать. У нас на Липовиндор се споведести прима саптамена. И по урме в сэмбата се мпартасес. Христос воскресе! На Пасхе было так. Служба была, мусили идти, как дети были мы, мусили идти в церковь. В церковь после службы делались и вере в ночи, как то вы знаете, вроде корни. А тогда три дня праздновали и всю неделю праздновали. Где
mama? Aici. Încă. Așa, cum ar fi apără ole albușul de galbenuș. Da? Pune încet. În bolul mare? În bolul mare, da. Ăla verde. Multă. În familie chiar foarte multă coptură. Și pentru familie, și pentru frazea soțului, pentru tata care e singur. Punem lemne pe foc, încălzim bine pietrele în baie, ca să fie un abur bun, curat. Pietrele sunt adunate de la râu pe lângă unde curge apă. Am făcut 6 păscuțe lipovenești și 2 românești. Luăm apă de aici fierbinte și punem pe pietre. Pietrele degajă un abur. Noi ne punem aici pe lavița asta lungă de 2 metri, ne întindem oasele noastre ca să le înmuiem. Înmuindu-se oasele să nu ne mai doară. Suferim de boli reumatice, aici le vindecăm. Aici am pregătit coșulețul, păscuța tradițională și cu ouăle roșii, care le-am pusit împreună cu fiica mea Iulia. Le ducem la sfințit la biserică. Așa, friptura de miel care îi ține lipsită la masa de Paște, sărmăluțele, pasca care le place la copii foarte mult, pasca cu brânză și pasca cu smântână. Unde ne doare șoldul, ne doare umărul, ne doare piciorul, acolo insistăm cu mătura. Deci cu cât aburul este mai tare, acolo sunt 80 de grade, 90 așa, prin aspirarea măturii faci la 190 de grade cât rezistă corpul omului. Învierea Mântuitorului se întâmpină în biserică de către cei mai buni păstrători ai credinței. Femeile, obligatoriu acoperite înaintea lui Dumnezeu, ocupă în biserică spații diferite și au roluri distincte în cadrul slujbei față de bărbați. Cunoscătorii limbii slavone vechi, a cărților și a pravilelor bisericești, sunt crâlășani, pentru că stau în crâlăs lângă altar de unde cântă și citesc în timpul ritualului. Cântarea se face după niște semne grafice asemănătoare notelor muzicale numite cruciki. În zorii zilei se sfințesc ouăle înroșite și pasca coaptă pe 3 nivele, simbolizând Trinitatea. După un post îndelung și o pregătire spirituală pe măsură, staroverii se întâlnesc cu cei din familie la masa de Paște, ca mai apoi să meargă la cimitir pentru a-și pomeni morții. În 1724, din sursa strămoșilor noștri, transmisă verbal, știm că au venit inițial 7 familii. Aceste familii probabil că au trecut și prin Polonia, că majoritatea acestor prigoniți au fost din jurul Moscovei și s-au împânzit pe teritoriul Prusiei, pe teritoriul Poloniei și au ajuns în România în zilele noastre. Să calență, moșe tătăt, văd cât vă ne prișli. Atât babușca mai rascazăvă, nareche ochii. Говорит, Красноярск, не Краснодар, Краснодар другой, Красноярск, да, а ты два, ну, села как-то, были, может, соколенцы, и тут назвали соколенцы. Оказалось, что австрияки пришли сюда, немцы, они сменили, румыны сменили, назвали Липовень. Коммуна тут была, коммуна, теперь село. Примул документ. Al atestării documentare a satului nostru este 1724. Unii spun că ar fi plecat dintr-o localitate care se cheamă Săcalință, de acolo, de lângă Moscova. Spun că ținutul respectiv se numea Râpa Roșie, Krasnoiarsk. Alții susțin că de la denumirea de Sokol, care înseamnă șoimă în românește, așa cum șoimă părăsește cuibul de nevoie și se așează pe alte ținuturi pentru a forma un cuib. Datorită acestui cult de rit vechi, ei au fost acceptați și bine primiți pe domeniul mănăstirii Dragomirna, Prisaca se chema. Inițial a fost construit un cătun, dar în urma incendiului au fost nevoiți să se mute spre nord, de-a lungul părăiașului Dragomirna. Au primit în dar din partea
Franz Iosif, o pădure în suprafață de aproape 100 de hectare și o pășune Dumbrava. Înțelegerea a existat, deci nu a existat persecuție religioasă din partea națiunii române. Orice lipovean este un starover din punct de vedere confesional și prin tradiție. Dar nu orice starover este și lipovean. Există în prezent 25 de țări europene sau non-europene care găzduiesc credincioși ortodoxi de rit vechi, deci staroveri. Dar ruși lipoveni în sensul larg sunt adoptați de către o pătrime din aceste țări. României revine cel mai mare număr de adepți ai lui Filip, conform studiilor științifice ale lui Victor Vascenko.